O furtună puternică s-a abătut marți 14 iulie asupra localităților Ghimpați, Colacu, Săbiești, Bălănești și Stănești, care aparțin de orașul dâmbovițean Răcari. Urgia a întunecat deodată cerul și în câteva minute vântul nepraznic și grindina au făcut dezastru în culturile agricole ale oamenilor, în vreme ce alți localnici au rămas și fără acoperișuri la case. Cât a ținut? Zic cam 10 minute, cam așa. Și piatra a venit? Piatra a venit din ce în ce mai mare. Piatra a fost din ce în ce mai mare. Piatra a fost și cât un ou de găină. Piatra, că a fost multă, a venit așa pe noi. Deci nori negru, deci nu vede, dar nu vede nimic și pâria pe piele pâria. A venit tot jeliș. Piatra a ras tot. Era senin, și niciodată a venit un nord în partea asta de aici, așa. Și a început cu tot picătură, cu tot piatră, cu tot piatră, cu tot piatră. Și până a venit piața și când a venit nu mai este nimic. La fața locului au fost apoi reprezentanții ai instituției prefectului Dâmbovița, inspectoratului pentru situații de urgență și ai direcției agricole pentru a evalua cu exactitate dezastrul lăsat în urmă de vijelia puternică.